AC Suceava anunță că vineri pe 25 ianuarie, între orele 8 și 15, se va întrerupe furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în zonele. Bulevardul George Enescu, de la intersecția cu Alea Lalelelor și până la intersecția cu strada Universității. Alea Venus, de la intersecția cu strada Universității și până la intersecția cu Alea Saturn. Strada Universității, de la intersecția cu Bulevardul George Enescu și până la intersecția cu Alea Venus. Lucrările sunt programate în vederea montării de aparate de măsură a debitelor de apă consumate la blocul D1, situat pe strada Universității, scările A, B, C, D și E.